pentru ovine, de asemenea avem vreo 42 de milioane de euro. Tot așa, despăgubiri le dăm pe ferme, că Comisia Europeană ne permite să facem despăgubiri pe fermă dacă demonstrăm că au fost înregistrate pierderi în 2020 față de anul 2019. Numele meu este Robert Zamisnicu, conduc această fermă cu o suprafață de 15 hectare. Ne aflăm acum într-un solar de o suprafață de 2000 de metri pătrați, în care avem, o să se observe pe capăt, un soi românesc palisat, iar aici avem un hibrid timpuriu. Drageșeni, încercați să consumați produsele locale. În așa fel ne puteți ajuta și pe noi ca producători să ne extindem. Și în al doilea rând, beneficiați și voi de produse cu un gust și o calitate superioară.